avem premii adevărat. Bun găsit, oameni buni! Făcând ceea ce trebuiau să facă din prima clipă, polițiștii și procurorii brașoveni au început să aplice legea. Renunțând la duhul blândeții, i-au băgat deja la zdup o prima gașcă de infractori, citim în prima pagină a ziarului Adevărul de Mâine. În genunchi în fața mafiei și intitulează editorialul Dumitru Tinu. Evenimentele de la Brașov de la sfârșitul săptămânii trecute dau măsura exactă a fenomenului de descompunere a autorității instituțiilor statului. Actuala putere se dovedește la fel de neputincioasă și năucă în fața prăbușirii țării, în sărăcie și mizerie, ca și în fața asaltului criminalității organizate. Tot din prima pagină a ziarului Adevărul, Radu Vasile recunoaște că nicio țară din lume poliția nu negociază cu mafioți. E, chiar niciuna. Uite că în România se mai poate. Un program de manipulare politică pe puanii statului și cu baza de date a Ministerului de Interne. Afacerea murdară a scrisorilor lui Emil Constantinescu. Citim tot din prima pagină a ziarului Adevărul și tot despre domnul președinte aflăm că le-a spus francezilor să așteaptă să fie reales. Ziarul Național, prima pagină. Statul român negociază cu infractorii. A fost nevoie de un imens scandal public pentru a fi operate primele arestări la Brașov. Brașovenii consideră că totul este tardiv și-au pierdut încrederea în poliție și parchet. Infractorul și infractorii, un editorial național pe aceeași temă. Tot din ziarul național aflăm că serialul Clanul Popeștilor conduce în topul serialului TV, un serial al Antenei 1. Arestare în direct la TV. Poliția încearcă să spele rușinea la Brașov. Aflăm și din ziarul Libertatea. Tot din ziarul Libertatea. Scandalul manualelor de istorie. Țara românească a devenit Ungro-Vlahia. Profesorii care au văzut noile manuale de istorie au rămas șocați. Ei au aflat că nu trăiesc în țara românească, ci în Ungro-Vlahia. Aflăm din ziarul Libertatea de mâine. Părinții elevilor vor fi obligați să facă rost de bani pentru școli. Cotidianul, prima pagină. Generalul SIE Corneliu Grigoraș, cel care a spart tăcerea în afacerea Țigareta 2, a fost trecut în rezervă. Din prima pagină a ziarului Cotidianul, Einstein a avut o fică nelegitimă întârziată mental, potrivit unei cărți publicate recent în Statele Unite ale Americii. Ziarul Cronica Română, Horia Alexandrescu, scrie despre simetria sondajelor. Tot de aici aflăm cataramă în ajun de execuție, scandal. Ziarul Curierul Național, o senzațională premieră medicală a avut ieri la loc la Spitalul Fundeni din Capitală. Pacienta salvată la moarte prin provocarea unui infarct. Îndemnurile la austeritate ale guvernului încep să dea roade. Sub ofițerul Anton Urecheatu, a slăbit 50 de kilograme în 6 luni. După ce înainte mânca 30 de sarmale la masă, astăzi el bea ceai metalic. Aflăm din Curierul Național. Să cadă capete, titlu mare pe prima pagină a ziarului Ziua. După ce au stat la negocieri cu bandele mafioti din Brașov, polițiștii și procurorii încearcă acum, printr-un circ al arestărilor, să-și acopere incompetența sau complicitatea. A fost nevoie ca scandalul să ajungă prin intermediul presiei la vârful puterii, pentru ca forțele de ordine să se miște. Unii capi ai lumii interlope acuză poliția și pachetul de complicitate cu crima organizată din Brașov. Ziarul Ziua cere o anchetă dură până la cel mai înalt nivel, stabilirea fără echivoc a vinovaților și pedepsirea exemplară a acestora. Pirostrii de aur, Gabi Sabo se mărită sâmbătă. Cea mai mare atletă a sfârșitului de mileniu și antrenorul ei vor zice da la primăria sectorului 1 a Bucureștiului. Ziarul Curentul, PD declară război Rom-Telecom. Iată și un alt fel de război. Războiul bișnițarilor dezvăluie neputința autorităților, aflăm din ziarul Curentul. Editorialul Dan Andronic, intitulat Test de reacție. Și, în sfârșit, Jurnalul Național cu burghiu la conductă, un titlu mare de pe prima pagină. Poliția se trezește la Brașov, au început arestările. Mâine seară, tot din Jurnalul Național, la emisiunea noastră, emisiunea Mare Stucă Show, începând cu ora 22:30, o emisiune incendiară despre evenimentele de la Brașov, despre crima organizată și siguranța cetățeanului. Am început emisiunea cu titlul de pe prima pagină.
în urma evenimentelor care au avut loc. Din câte ați înțeles, mâine seară vom organiza o emisiune specială, o ediție specială a emisiunii Marius Lucă Show. Așa cum este și ediția din această seară a emisiunii noastre, o emisiune despre un caz, despre mai multe cazuri care sunt legate, la baza cărora stă Guvernul României. Guvernul român e pe cale să declanșeze un mare scandal internațional. Iată ce citeam săptămâna trecută în presă. Comunitatea evreilor din România afirmă că retrocedarea Spitalului Caritas e o înscenare murdară. În timpul vizitei sale în Israel, premierul Radu Vasile a promis că se va îngriji personal de retrocedarea proprietăților confiscate de către regimul comunist comunității evreiești din România. Așa a apărut în luna iunie ordonanța de urgență numărul 83 pe 1999, așadar în luna iunie, care prevede trecerea Spitalului Clinic Caritas din București în proprietatea comunității evreiești. De aici încolo, însă, bunele intenții ale lui Radu Vasile riscă să dea naștere unui scandal de proporții, un scandal care, despre care liderii comunității susțin că este îndreptat împotriva evreilor din România și pe care îl compară cu afacerea Dreyfus. De asemenea, în această seară vom discuta despre alte hotărâri de guvern, despre alte ordonanțe ale guvernului Radu Vasile, ordonanțe, dacă nu ciudate, cel puțin, dacă nu ciudate, atunci scandaloase. Am invitat în această seară în studioul Televiziunii Naționale Antena 1 pentru a dezbate acest subiect cu retrocedarea Spitalului Caritas și cu alte subiecte legate de guvern, pe domnul Peter Eckstein Kovács, ministru delegat pe lângă primul ministru pentru minorități naționale. Sper că am pronunțat bine numele bine, corect. Bine. Lângă domnia sa se află domnul Dorel Dorian, deputat, reprezentantul comunității evreiești în Parlamentul României, și în stânga mea se află domnul Ion Cristoiu, care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Dorian, pentru început. Am înțeles că astăzi ar fi urmat să vă întruniți într-o ședință extraordinară și, mai mult decât atât, ar fi trebuit să organizați o conferință de presă în legătură cu retrocedarea Spitalului Caritas și Maternității Caritas în favoarea comunității din care faceți parte, comunitatea evrească. Cum stau lucrurile? Am avut loc astăzi o ședință a Consiliului Director al Federației noastre, în care am analizat ce se întâmplă, ce se întâmplă după 4 luni de zile, pentru că e o ordonanță care a apărut în iunie, iar toată tensionarea la care ne referim a fost declanșată de o săptămână încoace. În mod ciudat, pentru că în mod normal ea nu trebuia să se producă, în măsura în care directorul spitalului veni să discute cu profesorul Cajal și zic, ce se întâmplă cu această retrocedare, profesorul i-a garantat, de altfel există la cererea noastră și în ordonanță, că nu își va schimba spitalul destinația, nu își va schimba profilul, va rămâne pe mai departe spitalul a 300.000 de oameni, că vor rămâne toți oamenii acolo, iar că retrocedarea asta nu angajează nicio chestiune nouă de conținut. Domnule Dorian. Da. Dar acum stați să fac o paranteză ca să vă spun pentru faptul că a avut loc această discuție și care pe noi ne-a uimit că dintr-o dată a început să apară în presă tot felul de lucruri. A fost o scrisoare a lui Cajal către Ministrul Sănătății. Nici într-un caz nu se schimbă destinația. Cine a avut nevoie să lanseze? Spitalul se închide, se preia, se va face altceva. 400 de cadre medicale pe stradă. Cum asta? E cineva? Asta am înțeles, însă nu, dar cineva totuși cine cineva a dat hotărârea de... De retrocedare. De retrocedare. Acum, și problema... acesta este Guvernul României. Nu, acum eu vă spun problema retrocedării. Vorba de fapt de o... Nu, problema retrocedării e problemă mult mai vastă, să-ți un caz mărunt și nu l-aș dramatiza. E o problema retrocedării care ajunge acum la Strasburg. Este problema retrocedării pădurilor, a terenurilor, a fostelor IAS-uri, pe terenuri de acolo. E problema restituirea sute de mii de case. E o problemă. În acest cadru există o problemă mai mică a restituirii proprietăților comunitare în niște condiții pe care comunitățile respective o spun că o vor face fără conflicte. Uite, vă dau un exemplu. Nu, important. O secundă, ajungem și la exemplul dumneavoastră. Eu vreau să vă întreb următorul lucru. Reprezentații comunitatea evrească în Parlament, sunteți deputat în Parlamentul României din partea comunității evreiești. Această ordonanță de urgență se intitulează așa: ordonanță de urgență privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând, minorităților naționale din România.
Spuneți-mi, pentru că este și prevăzută acest lucru la unul dintre articole, dacă ați fost consultați dumneavoastră, comunitatea vrească în legătură cu retrocedarea acestui acum vreo spital și maternitate. Ani de zile sau 3 ani de zile, când s-a creat fundația Caritatea, care solicită aceste lucruri, și o să vedeți în ce condiții, s-a făcut o listă. Sunt 31 de spitale. Nu s-a discutat niciodată concret care vor fi aceste. Adică noi știm care sunt spitalele. Ca să înțelegeți modul care... Spitale care au aparținut comunității vrești. Da, în primul rând, mi-e convenea că această chestiune să fie publică și această chestiune în ultimă instanță, chiar dacă noi nu le luăm înapoi. Dom'le, evreii pe lângă toate au construit și spitale. Evreii pe lângă toate au construit școli. Ni s-au luat 165 de școli. S-au luat 215 sinagogi și case de rugăciune. S-au dat înapoi casele de cult de rugăciune. Dom'le, toată chestiunea exista. Aceste lucruri s-au luat. Deci s-a pus problema ca să dea înapoi. Pentru ce să dea înapoi? Noi nu avem nevoie de ele pentru puține evrei rămași. Adică nu luăm acest spital ca să trateze în el evrei. Avem. Ăsta este un lucru care se dă înapoi în virtutea unor principii de morală și de justiție pe care le clamează în dreptul de proprietate și lumea internațională și toate. Aici s-au produs 7 restituiri. Asta a fost acolo. Dumneavoastră ați considerat această diversiune, pentru că a spus diversiune, o diversiune îndreptată împotriva evreilor? Nu retrocedare e diversiune, aici este o chestie de ziar. Eu am spus ce s-a întâmplat după retrocedare, că retrocedarea a fost anunțată pe 6 iunie. Dumneavoastră, ca publicist și analist, înțelegeți cel mai bine. Da. Trec 4 luni și mă pomenesc dintr-o dată că se face caz, timp în care Cajal, din proprie inițiativă, discută cu directorul spitalului, spune nu e nicio fel de problemă. Dacă cumva chestiunea ajunge și se face retrocedarea asta, avem 4 soluții. Sigur, o soluție există în chirierea, să chirieze statului. Dar întrebarea dacă cu chiria care ni s-ar da nouă, noi putem repara spitalul. Sau să-l întreținem. Nu putem. Domnule deputat, permiteți. Deci nu asta e o chestiune. A doua chestiune, o altă soluție, zicea că să-l dăm 99 de ani statului și din chiria asta să se repare spitalul, să se scrie doar că a aparținut. Nu s-a pus problema luării spitalului efectivă și când a început o întreagă campanie în presă, i-am spus că e o tensionare quasi gratuită. Nu era chiar nevinovată. Dar mai am simțul umorului că să știu că ăsta nu e cel mai grav lucru în problema retrocedărilor. Pădurile o să domnul vă creeze probleme mai mari. Stați un pic că lucrurile văd că încep să se schimbe. Deci noi am făcut această emisiune nu pentru a contesta dreptul dumneavoastră de a primi anumite imobile pe care sigur vi le-a confiscat statul comunist. O să vedem că unul din ele este confiscat și în 1941. Ci pentru că, potrivit articolelor din presă, dumneavoastră ați declarat, și aici vreau să lămuresc un lucru. Ordonanța a fost aprobată, ordonanță de urgență, pe 8 iunie 1999, a fost publicată în Monitorul Oficial din 10 iunie. Eu vreau să vă pun două întrebări punctuale. Înainte de adoptarea acestei ordonanțe. Ordonanță de urgență, domnul ministru este aici, știe, are și dânsul contrasemnată, are un inițiator, dumneavoastră, încă o dată spun, înainte, cu o zi, cu două, cu trei, cu patru, nu cu 4 ani, ați fost consultat? O întrebare punctuală. Nu, noi n-am nominalizat. Nu, ați fost, domnule, vi s-a spus pe data de 8 iunie în guvern, noi vom discuta asta. Nu. Nu, deci n-ați spus. Doi, dumneavoastră, după ce a fost aprobată această ordonanță de urgență și publicată în Monitorul Oficial, dumneavoastră, la câte zile ați știut că a apărut această ordonanță de urgență? Am aflat imediat. Imediat. Imediat am aflat. Bun. Domnul Cristoi, mai mult decât atât, la articolul 2 se spune, în scopul verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute la articolul 1, se instituie Comisia Specială de Restituire, denumită în continuare Comisie, care are în componență 3 membri, după cum urmează. Un reprezentant din partea Ministerului Justiției, bănuiesc că a fost și a existat, sigur. O să întrebăm pe domnul ministru, un reprezentant din partea Departamentului pentru Protecția Minorităților Naționale, deci un reprezentant din partea Ministerului, și un reprezentant din partea organizației acelei minorități naționale a cărei solicitare este în discuție. Spuneți-le, domnule ministru... Trebuie ca să mă înțelegi de când. Da. În afară de Federația Comunităților Evreiești, este creată o fundație, Caritatea,
Această fundație Caritatea, care are în componența ei și reprezentanțe organizații mondiale, World WGRO, Organizația Mondială pentru Restituiri, are și pe cineva care are director general, s-ar putea ca această organizație care se ocupă, care, pentru că noi am pus problema, noi nu suntem în stare, federația, nici să le preluăm, nici să le reparăm, nici să le gestionăm. O întrebare pentru domnul ministru. Să le spun domnul ministru cine e, da. Domnul ministru, deci a fost urmarea unei ședințe de guvern, da? Pe data de 8 iunie. Am consultat toate știrile de presă și toate ziarele de pe data, deci știrile din 8 iunie, deci când a avut loc ședința de guvern, și de pe data de 9 iunie, și purtătoarea de cuvânt a guvernului, doamna Adriana Săftoiu, nu a spus nimic la conferința de presă în legătură cu această ordonanță de urgență, care totuși, iată, după ce s-a ajuns la cunoștință opiniei publice, pentru că din această cauză, de-abia acum au început discuțiile, sigur că a provocat discuții. Întrebarea este, de ce doamna Adriana Săftoiu nu a făcut publică această ordonanță? Da, mie îmi pare rău că nu ați invitat-o pe doamna Adriana Săftoiu, pentru că este o treabă, o purtătoare de cuvânt, hotărăște ea, consultându-se, desigur, și cu alți factori de decizie, cu ce probleme se ocupă sau nu într-o conferință de presă. Sunteți om de presă, vai de mine, eu să vă explic. Credeți că trebuie ceea ce este, uitați, un act normativ, știți bine și lucrul acesta, devine operant când apare monitorul oficial. Ori acest act normativ, această ordonanță de urgență, a văzut lumina tiparului în buletinul oficial. Deci nu este un act cu caracter secret. A apărut mai demult. Revenind la această treabă, a găsit importantă sau n-a găsit importantă purtătoarea de cuvânt a guvernului, nu este o întrebare pe care să o răspund eu la această întrebare. Nu e o întrebare retorică. M-ați întrebat în legătură cu mandat, desigur, cine a fost mandatat și dacă a existat. Cine a fost reprezentantul din partea organizației, așa acele este. Minorități naționale? Deci am în mână mandatul numărul 768 din 22 iunie 99 a Federației Comunităților Evreiești din România, în ce dată? 22 iunie 99, în care sunt mandatați, în această comisie, oamenii, se mandatează domnul arhitect Benedec Tiberiu și, având în vedere ordonanța de urgență numărul 111 din 98, mandatăm și pe doamna Tova Benun, director general al Fundației Caritatea. Deci problemele care sunt, această Fundație Caritatea, din care fac parte, din câte știu, și conducători, reprezentanți ai Federației Comunităților Evreiești din România și în același timp și reprezentanți ai acestei organizații mondiale evreiești pentru restituirea bunurilor, ei sunt beneficiari, conform unei înțelegeri parafate de către guvern. Și aici s-ar putea parafată printr-o ordonanță numărul 111 din 27 august 1998. Și s-ar putea ca această, mă rog, are o componentă, dacă vreți, externă, această fundație și, cum să zic, poate că colaborarea nu este în totalitate, nici nu știu, up-to-date sau ce să zic. Stați puțin, corespondență, deci, guvernul României, reprezentant prin Departamentul Minorităților Naționale, cum să zic, noi de capul nostru nu avem să luăm să promovăm un anumit imobil sau celălalt. Am înțeles. Aici e vorba, a venit Fundația Caritatea, care este mandatată și printre altele, desigur, a solicitat. Deci Fundația Caritatea cu sediu unde? În București, e persoană juridică română. Am înțeles, a venit și a cerut acest spital. Printre altele. Păi nu am dat numai spitalul. Special n-a fost cerut acum. Nu am dat numai spitalul. Am dat în afară de spital încă 11 imobile. Sunt aici, înșirate în ordonanță. Tot comunității evreiești, practic. Tot comunității evreiești. Respectiv acestei fundații, ăsta este... Păi domnul deputat, cum rămâne? Că văd că v-a dat... Nu. E de-a lungul anilor. Nu, această ordonanță nu are decât 7 obiective întrânsa. A mai existat o ordonanță, cred acum un an jumate, nu știu exact când s-au dat teatru evreiesc de stat și încă câteva terenuri. Ce sună?
Să înțelegem, știți de retrocedarea acestor 7 clădiri sau nu știți? Aceste nu 7 clădiri care sunt de aici, pentru că toate minoritățile sunt 7 puncte. Aici există pentru minoritate... Nu, pentru comunitate, pentru comunitatea pentru evrească. Pentru comunitatea evrească, după câte știu, e numai asta. Numai spitalul. Ce mai este pentru evrească? Bine, este clar. Sunt 12 poziții. Majoritatea lor sunt terenuri fără construcție din București. Sunt 12 poziții în, în această ordonanță. Dar stați o secundă. Cerute de cine, domnul ministru? Păi de către Fundația Caritatea, care este beneficiara acestei ordonanțe de urgență. În această ordonanță, nu vă supărați că eu întreb, în această ordonanță, care mai sunt terenuri, case sau proprietăți date fundației? Bine, acum este nu, pentru că din 7, din 7 rămân 6, afară de asta. Iar eu personal nu le știu. Știu că s-au mai dat niște proprietăți în care s-a dat Teatru Evreiesc din București. A fost nu, asta e înainte. Domnul ministru vorbea strict aici legat... sunt mai 7. În total, în această ordonanță sunt 7, dintre care pe punctul 7 este spitalul. Dumneavoastră a cerut ceva sau nu a cerut? Nu. Chestiunea a fost ce... există cerută o listă cu câțiva ani în urmă. De ce a trecut acest spital Caritas acum pe această listă, nu știe nici Tova Binun de la fundație, cu atât mai puțin știu eu, că dacă aș fi știut, v-aș fi spus. Domnule ministru, spuneți-mi cum se întocmește această listă? Sigur, dumneavoastră ați avizat ordonanța de urgență, bănuiesc că știți și modul în care s-a alcătuit această listă cu imobilele și așa mai departe care vor fi retrocedate. Mai mult decât am avizat, am inițiat. Departamentul este inițiatoarea acestei ordonanțe de urgență. Deci noi, practic, ne-am adresat prin scrisoare cultelor care au enoriașii din rândul minorităților naționale, comunităților, organizațiilor minorităților naționale și i-am întrebat care sunt în ordinea priorității să ne trimită câte o listă cu imobilele care sunt susceptibile de a fi revendicate. De ce ați avut această inițiativă? Ei, pentru că este vorba de o voință politică. Din moment ce Consiliul Europei a recomandat României să soluționeze, poate în mod prioritar, astfel de restituiri și din moment ce am sesizat, dacă vreți, o voință politică, cred, absolut explicabilă și lăudabilă, până când se va soluționa în cadrul general, să facem un act de bunăvoință pentru unele imobile care prezintă interes pentru organizațiile minorităților naționale. Și astfel am ajuns... Înțelegeți că am exemplul ăsta al Spitalului Caritas nu da, interesează domnul Tucă, uitați, deci... Eu am în față, eu nu o să intru în discuții contradictorii. Dacă vreți, putem să luăm actul normativ să intrăm. Poziția 1. București, strada Vigilenței, numărul 35. Destinația inițială. Orferinatul Fundației Lebă și Sara Berkoviț. 2. București, strada Maximilian Popă. Și ăsta până la poziția... Deci până la poziția... Hai să spun acum. Până la poziția 12, inclusiv, care este un imobil din Timișoara, sunt proprietăți care au format, care au fost al comunității evreiești. Deci nu sunt 7, sunt 12 și așa este. Dar eu vă întreb, au fost retrocedate? Au fost restituite, când? Da. Restituite prin această ordonanță de urgență. Deci eu am fost... Comunitatea evreiască nu știe că i-au fost retrocedate bunurile? Acum, domnul Tucă, nu mă puneți într-o situație grea. Ba, da? Din potrivă, asta eu sunt foarte interesat. Ca să intrăm, dacă cumva fundația a cerut aceste... Nu, haideți să lămurim lucrurile, pentru că să nu se păcim oamenii. Da. Deci, domnul Dorian este reprezentantul comunității evreiești în Parlament. Federația evrească, da? Comunitatea evrească a primit aceste 12 imobili. Aceste bunuri i-au fost retrocedate. Domnul Dorian nu știe nimic. Cui au fost retrocedate aceste bunuri? Cine gestionează aceste bunuri? 12 la număr, numai în această ordonanță. Fundația Caritatea, potrivit legii, din care nu știu dacă face parte din conducerea acestei fundații. Deci acest lucru explică faptul că Fundația Caritatea, care ce înseamnă în România? Este o persoană juridică română, înregistrată la judecătoria sectorului 1, dacă nu mă înșel. Bun, și guvernul României de ce retroci? Eu știam foarte clar că prin ordonanța aceasta s-au restituit către minoritățile naționale, nu numai către cea evrească, 7 bunuri.
al unul din aceste șapte fiind spitalul. Nu știam care sunt celelalte șase. Acum aud de 12. S-ar putea să fie 12. Eu n-am citit ordonanța. Către dumneavoastră? Nu, către fundații. Fundația, să iertați-mă, ce e? Că începem să ne învârtim în jurul cozii. Nu, fundația este creată, o asociație, da, în care există pe plan mondial această organizație WGRO, care militează în toate țările, Cehoslovacia, Polonia, Ungaria, Bulgaria, pentru preluarea unor proprietăți care au fost, da, ale comunității evreiești, și care, la ora actuală... Cine o conduce, domnul deputat? Este creată dintr-un board, o conducere, și din Israel personalități, și din România, nu vorbim de Israel. Nu, în România. Cine? Puneți numele. După câte știu eu, este din partea domn Lavi, domn general nativ. Pe domnul Lavi reprezintă comunitatea românească din România sau nu reprezintă? Evreiască. Pentru că statul român, prin guvernul său, domnul fundația deputat, e o fundație de sine stătător, ca orice fundație. Domne, fundația de sine stătător. Păi făceam eu și Ion Cristoiu fundația comunității marocane, da, și ceream în numele marocanilor, da, către guvernul României, da, ceream guvernul României să dea toate bunurile înapoi. Că înființam eu de nebun că Ion Cristoiu o fundație. Bine, acum, marocanii, cum să zic, nu au fost subiecții Holocaustului, da? Și în România, unde existau comunitatea Caritatea. Nu m-ați întrebat, ați spus care este, eu pot să spun. Dați voi câteva lucruri, că am luat cu mine act de constituire al Fundației Caritatea. Vă rog, spuneți. Și în care întreabă aceasta, vă spun următorul lucru. Adică, Federația Comunităților Evreiești din România, cu sediu împreună cu Organizația Mondială Evrească pentru Restituirea Bunurilor, The World Jewish Restitution Organization, cu sediu nu știu cât are, așa, Ierusalim, semnatare prezentului act, constituindu-se în membrii fondatori, înființăm o fundație gândită ca o instituție permanentă de conservare, administrare și valorificare a patrimoniului cultural și spiritual al evreilor din România, drept mărturii de înlocuit a potenței, și nu mă interesează. Fundația își propune să contribuie la întreținerea, îmbunătățirea condițiilor de viață, numai așa asta nu spun, a evreilor, nu știu ce. Scopul fundației constituie formularea cererilor de retrocedare a bunurilor imobile comunitare, inclusiv a celor deținute în trecut de comunitățile și organizații evrești, de instituții publice evrești, care au fost confiscate, naționalizate sau trecute în patrimoniul statului. Scopul e dobândirea în proprietate, precum și revendicarea, deținerea, protejarea, administrarea, valorificarea bunurilor imobiliare comunitare evrești, care vor fi restituite de către autoritățile publice competente. Să contribuie la păstrarea, afirmarea identității culturale. Domnul Cajal face parte din această, da, domnul fundație. Cajal face parte. Face parte federația, deci cum să federația zic? Federația este aici reprezentată doi membri din conducerea federației și care împreună discută. S-a stabilit, când s-a făcut ea, o listă a bunurilor comunitare, care, cum v-am spus, care sunt în treaba asta. Cine va administra toate aceste bunuri care i-au fost retrocedate? Este un director general numit al fundației, dar practic are posibilitatea cu un vot de blocare profesorul Cajal, respectiv federația. Domnul deputat, din câte spuneți dumneavoastră și din câte ne-a spus domnul ministru, Spitalul Caritas va fi luat de către federația. De către fundație. De către fundație, nu de federație. Deci discuțiile care au fost în presă și declarați dumneavoastră, stați liniștiți cu spitalul. Da. Acest spital este deservește cam 300.000 de cetățeni, da, din București. Va fi luat de către fundație. Da, și el rămâne... Acum în emisiune am aflat acest lucru. Nu, rămâne cu destinație. De unde știți dumneavoastră că rămâne? În primul rând că în ordonanță e precizat lucrul ăsta. Bun. Cu destinația nu se poate schimba niciodată. A doua chestiune este o declarație a profesorului Cajal trimisă spitalului direct. Domnul Cajal este un membru al fundației, nu poate. Dar are vot de blocaj. Adică domnule, fără la votul de blocaj. Fără fundația de care vorbiți dumneavoastră, Caritatea, da, formată din membri, având în alcătuire membri din Statele Unite și de unde vreți din Israel, în principal, și din, da, Israel, da, vine mâine și ia Spitalul Caritas. Nu poate să-l ia. Cum nu poate? Pentru că pentru a prelua e nevoie de votul și pentru a face ceva, sunt două voturi. Aici a fost chestia. Domnule, și cine a spus că nu ia acele voturi? Nu, trebuie un vot. Unde scrie că, e vorba de două voturi?
Este în statut. Dom'le, eu cetățeanul Marius Tucă, vin și citesc și aflu aceste informații de la domnul ministru. Eu nu știu de nicăieri că există un vot care nu ar da Spitalul Caritas Fundației Caritate. Da. Nu care nu ar da, pentru că el este dat de către statul român prin ordonanță. Asta spun că a fost da, deci, aici, dacă îmi permiteți, totuși, aici este textul ordonanței care spune că proprietarii sau succesorii acestora care au redobândit imobilele în temeiul prezentei ordonanțe de urgență vor încheia cu deținătorii actuali a imobilelor respective un protocol de predare-preluare în care se vor menționa drepturile eventualilor chiriași în termen de 60 de zile. Prin protocolul prevăzut la aliniatul precedent, proprietarii sau succesorii acestora nu vor putea schimba destinația imobilelor decât după expirarea termenului stabilit de comun acord cu ministerele care le-au deținut cu drept de administrare. Aici deci vine problema. Deci nu poți schimba destinația. Cum să zic, raporturile sau statutul Fundației Caritate tranșează acest fapt. Destinația rămâne. Destinația ceea ce rămâne se schimbă este 60 dreptul de zile, de proprietate. În 60 de zile, permiteți, vă rog, în 60 de zile se încheie acest protocol de predare. După care Ministerul Sănătății poate să dea proprietarilor, adică Fundației Caritatea, spitalul, se schimbe și de spital. Poate să dea, poate să nu dea, dar e guvernul României. Cum să dea dacă este nevoie de spital? Este un text de maximă generalitate, că așa este un text de lege, dar care, nu, cum să zic, permite dreptul de veto al ministerului în domnul privința ministru, cert este că au intrat în proprietate cei de la Fundația Caritatea în proprietatea spitalului. Și destinația a rămas aceea și va rămâne. Domnul deputat, prin declarațiile care dumneavoastră l-ați făcut, s-a trimis o scrisoare. Stați o secundă. Președintele Federației, prin care garantează Ministrului Sănătății, este scrisoare trimisă, va să zică că garantează că nu se va schimba destinația. Și asta are dar noi vorbim de destinație aici. Da, anume. Noi vorbim de proprietatea acestui spital și proprietatea mai multor imobile. Sigur că prin declarațiile pe care dumneavoastră, iertați-mă că vă spun, le-ați făcut în presă, din aceste declarații nu ieșea în niciun fel că Fundația Caritatea sau că, virgulă, comunitatea evrească va intra în proprietatea acestui spital. Fundația Caritatea, am spus că nu s-a preluat, asta e altceva. Eu am precizat despre Fundația. De ce nu s-a preluat? Că este un fapt, este o ordonanță de urgență. Deci sună la fel, Fundația. Și l-aș întreba pe domnul ministru, asta am înțeles-o foarte clar, îi rog pe colegii mei să-mi facă legătura cu directorul ajung de la Spitalul Caritas. L-aș întreba pe domnul ministru, de ce atâta grabă cu această ordonanță de urgență dacă domnia sa credea că era o ordonanță care să se numească într-adevăr de urgență? Ei, pentru că au trecut 10 ani de la schimbări și au trecut 10 ani și lumea moare de foame și nu s-a făcut nimic în sensul ăsta. Nu veniți cu o explicație de genul ăsta. Explicația este absolut. Uitați, sunt imobile care de pe această listă, care sunt într-o stare avansată de degradare. Sunt vorba de terenuri neconstruite. Nu știu care cât adevăr există în spusele dumneavoastră, pentru că și în dreptul Spitalului Caritas... Nu, acolo este singura greșeală care nu asumăm. Vreau să spun că nu știu nici în altă parte câtă exactitate există. Noi venim acum, bine. Sunteți mai precaut, aveți tot dreptul să fiți așa. Este singurul lucru, clădirea se află într-o stare bună. Noi lucrăm cu, dacă vreți, cu materialul clientului. Am primit datele de la beneficiari. Am făcut o verificare, acest lucru. Domnul ministru, se crede, e ca în guvernul României, iertați-mă. Suntem la totuși doi jurnaliști care vrem să vă punem întrebări și milioane de telespectatori care vor să asculte răspunsurile noastre și nu discursurile noastre. Întrebare. Fundația Caritatea reprezintă comunitatea evrească din România? Ca să terminăm o dată cu discuția cuprinde asta. Cuprinde, nu reprezintă Fundația Caritatea. Păi atunci de ce a scris cuprinde, prin preză? Cuprinde și ca unul din membrii. Bun, de ce s-a dialogat cu Fundația Caritatea și nu cu dumneavoastră ca subiect juridic? Cu Federația. Întrebare pentru domnul ministru, ca să stabilim. Că domnul Marius Tucă a spus corect asta. Înființăm și noi o fundație. E vorba de ce cu Fundația Caritatea și nu cu Federația? Că dumneavoastră, cine reprezintă minoritatea, domnul deputat? Vă spun încă o dată și încercați să mă urmăriți. Da. Federația nu are posibilitatea, prin capacitatea ei, forțe, prin toate, să preia, să se ocupe de aceste lucruri. Nu stă în puterea noastră. Și de unde știți că are caritatea? Nu, ăștia au posibilitatea, au fonduri, au vazică posibilitatea să se chiar ocupe. Chiar dacă au fonduri... Vă dau un exemplu. Lăsați-mă o secundă. Chiar dacă au fonduri, eu și Ion Cristoiu puteam să înființăm
Cum vreți dumneavoastră să spun? Federat? Cum se numește asta? Nu putea să faceți, pentru că trebuie să fie o organizație care să aibă dreptul ca să preia... Și ce organizație asta are dreptul? Domnul Tucă. Păi da, sigur. Cine că dă prin statutul ei e legalizat. Păi domnule, statutul ăsta l-aveam și eu înregistrat la tribunal. Același statut făceam eu și Ion Cristoiu ca să luăm bunurile comunității evreie și așa mai departe. Domnul Tucă, deci există o ordonanță a Guvernului României care a aprobat acest lucru având în vedere situația specifică. Numărul. Este ordonanță numărul 111 din 27 august 1990. Care ce prevede, domnul ministru? Crearea fundației. Ordonanța de urgență se va lucra. Bun, și nu, asta nu... Deci Guvernul României au fost și au discutat cu Guvernul României. Da, domnule, nu înțelegeți. Eu și Ion Cristoiu ne discutam, da. Ne duceam și discutam cu Guvernul României și dădea ordonanța ultimă de dacă care am amintit domnul calitate pentru a prelua domnule, dar ce calitate au cei care au participat? Este Organizația Mondială de Restituire a Bunurilor Evreiești Mondială, care se ocupă în toate țările, ajută țări colmării... Bun, ei reprezintă comunitatea românească de evrei? Cuprinde în fundație prin statut. Deci răspunsul ăsta cu cuprinde înseamnă că nu reprezintă. Dumneavoastră ați ajuns în Parlamentul României din partea comunității evreiești. Nu mai a comunității. Dar nu se echivalează unul cu altul. Nu se echivalează. Nici ca date. Tocmai de asta nu se echivalează. Întrebarea mea, iertați-mă, ordonanța 111 de când? De urgență? Cam aici nu e de urgență. Ordonanța numărul 111 din 27 august 98. Deci este ordonanța... O ordonanță simplă. Simplă, da. Prin care se recunoaște Fundația Caritatea. Ne uităm la ordonanțe. Cam lista ordonanțelor din 1998. Să vedem dacă Fundația Caritatea. Bun, dar până atunci... Nu, eu vă întreb câteva lucruri pe care eu nu le înțeleg. Acum trebuie să-mi explicați mie. Aici este o problemă, una, de fond. Dacă cumva e îndreptățită sau nu îndreptățită retrocedarea, restituirea unor proprietăți comunitare. Este îndreptățită sau nu este? Aici este o chestiune... Este îndreptățită în măsura în care și ceilalți cetățeni cărora li s-au luat bunurile, da, sunt îndreptățiți să primească aceste bunuri. În privința proprietăților individuale, nu vrem să luăm nici una înainte de capătă întreaga populație. Nu vorbim de proprietăți individuale. Dar pentru bunuri comunitare... De ce proprietățile colective, da, să fie retrocedate înaintea proprietăților individuale? Unele dintre ele vă pot eu justifica. Nu, dar pe mine nu asta e problema, da, că la urma urmei sunt de acord să fie retrocedate toate, da, bunurile care au fost luate cu japca. Deci bunurile care au aparținut unor comunități, bunuri, da, care au aparținut unor persoane. Da. Pentru că a fost munca lor. Vă dau un exemplu și întreabă asta. Eu nu cred că fundația respectivă este fundația care să reprezinte comunitatea evrească. Dar eu vă spun, următorul lucru. Noi să zicem, avem. Vă dau un exemplu, că aici îți poate fugi de adevărul situației reale. Da. Eu am 786 de cimitire, dintre care 580 în localități în care nu mai există niciun evreu. Noi trebuie să întreținem aceste cimitire. Noi avem câteva sute de sinagogi, unele dintre ele, majoritatea în orașe în care nu mai există evreu. Așa. Trebuie să le întreținem. Păi nu există secretariatul de stat pentru protecția minorităților? Nu, nu există pentru asta, că n-au buget. Dar pentru ce asta există? N-au buget. Pentru ce există secretarul pentru, de stat? Pentru ca să ia inițiative legislative care vin în favoarea minorităților. Să ia o inițiativă legislativă care să... Nu au banii pentru asta. Eu am nevoie să am undeva bani pentru ca să-mi apăr cimitirele, să-mi apăr sinagogile, să pot să-mi repar, v-a să zică, căminul de bătrân pe care l-am. Și atunci s-a pus problema. Se dau înapoi niște terenuri, se dau înapoi niște case care se vând, se adună fondurile necesare pentru a salva ceea ce se poate. Nu există niciun bun pe care să-l preluăm pentru noi. N-avem nevoie de un spital pentru noi. Domnul Tucă, eu nu e secretariat de stat, este un departament. Este un departament al minorităților naționale. Ca atare, nu este ordinator de credite. Noi nu avem fonduri. Odată. Organizațiile minorităților naționale au anumite fonduri, nu discutăm cât au. Și, cum să zic, argumentul dumneavoastră, de ce trebuie să dăm la comunități când indivizii nu au primit înapoi? Corectez, totuși a existat legea 112 din 1996, care a fost, așa cum a fost, un act reparator față de proprietari. A fost legea fondului bun, funciar. Bun, de ce mai discutați în Parlament legile retrocedării și a proprietăților dacă ăla a fost un act reparator, legea 112? Care a dat. A fost unul incomplet. Haideți să vorbim la ce se întâmplă în România. Față de comunități nu s-a dat nimic. Dacă dumneavoastră știți câți oameni vă suduie în momentul în care spuneți că legea 112 a fost o lege reparatorie? Păi spuneți-mi atunci de ce acest tam-tam și întâlnirea de mâine din coaliție
pentru legile retrocedării dacă ăla a fost act reparator. Asta e problema, că proprietatea comunităților și ale cultelor nu o să fie incidente nici măcar acum. Asta este problema mare. O lege specială cândva în calendele grecești. Și atunci, în câteva cazuri punctuale, nu are dreptul guvernul României să facă. Hai, eu am o poziție și am avut ca și parlamentar. De ce numai pentru minorități? Pentru că lor li s-au luat în primul rând la de astea. Eu vă spun, din sute, din 31 de spitale, unul, din școli și grădinițe, niciuna. Deci, practic, eu vin și mă întreb următorul lucru. Dincolo, nu fac propagandă pentru nimic. Ni se adresează Ministerul Justiției. Aveți un spital foarte bun, făcut de Gelertăr, Spitalul Iubire de Oameni. Nu vi s-a retrocedat. Spuneți-mi, nu știm dacă o să dea. Noi îl putem prelua. Nu, n-am nimic. Aveți răbdare. N-am nimic. Aveți poziția, ne-l dați să-l preluăm, să-l utilizăm noi? Și noi facem o hârtie și spunem, da, a fost proprietatea noastră, nu ne-a fost retrocedat, dar dacă vreți să-l folosiți și așa mai departe, folosiți. Ni se adresează, nu e așa, trebuie și asta care poate nu. Vă rog, preluăm școli. Haideți să ne dăm la telefon pe directorul adjunct al spitalului. Stați, nu, să punem punct și să clarificăm, pentru că nu asta este chestiunea. Sunt întru totul de acord ca comunitățile să ia bunurile înapoi. Am pus domnului ministru o întrebare punctuală. De ce subiectul de cea care a dat lista, cea care și care va administra, este Fundația Caritatea și nu Federația? Pentru că am dumneavoastră ați delegat această da, noi am dat, noi nu mai intrăm în tratative pentru această chestiune. E clar. A intrat ca membru, a cedat aceste lucruri să se ocupe de cei care deci au contul. Fundația Caritatea. Da, vă dau un exemplu și aici veți înțelege din nou ca publiciști că trebuie să înțelegeți. Da, sigur că mie mi se dă un teatru de stat evreiesc înapoi. Da. Eu n-am posibilitatea nici cu ce să-l repar, nici cu ce să-l întrețin. Va să zic că până acum eu plăteam chirie. Dar nu va alega, nu ți pasă. Dar eu acum nu va alega, nu va opri nimeni. Să vă întreb încă o dată, Fundația Caritatea din cine e alcătuită? Din Federația Comunităților și din România. Din și din această și din cea din Israel. Și din această organizație mondială. Am înțeles. Așa. Bun, domnule ministru. Pe lista aceasta de la punctul 12 încolo mai sunt și alte minorități. Corect. Ele de ce fundații sunt reprezentate? Nu, este o situație specifică. Deci nu în cazul fundației, numai în cadrul Federației Evreiești, e vorba de Fundația Caritatea. La celelalte le dați cum? Comunității. La slovaci, dacă slovaci. E vorba de o biserică, atunci a episcopiei, dacă e vorba de organizație, organizație. Da. Deci slovaci și ceilalți. E o situație specifică la evrei care au rămas câți au rămas și sunt în și au format în această. Eu sunt un slujbaș, mie mi s-a spus să-i dai, ei sunt beneficiarii, eu i-am dat lor. Păi, stați un pic că erau dumneavoastră. E o situație specială a federației noastre. Dar mai înainte și în preț, dumneavoastră a spus că nu știați de această listă. Nu, de această listă de 12 eu nu știam. Eu păi am dacă aflat... faceți parte din fundația care nu fac parte știa. Din fundație eu, în fundație fac parte, da, doi membri din partea federației. Dar asta nu știam eu, dar acum am aflat că acum câteva luni am aflat că s-a dat Spitalul Caritas. Restul nu erau probleme, că erau terenuri libere sau erau ce erau cu ele. Acum aflu din această chestiune. Păi stați puțin, dumneavoastră aflați, dar iată ce ați declarat în presă. Da. Deputatul Dorel Dorian, reprezentantul evreilor în Parlament, ne-a declarat în exclusivitate Ziarul Național din 24 septembrie că s-a încercat o afacere Dreyfus împotriva evreilor. Nu, am spus asta. Este o provocare, o murdărie, absolut scandalos. Noi nu vrem să luăm spitalul, exact. Nici pe acesta, nici pe celelalte. Da, noi nu l-am cerut. Păi stați că nu e așa, domne. Ba da, așa este. Nu avem nevoie de ele, nu le-am cerut pentru noi. Dacă cumva va nu le-am cerut pentru noi. Pentru păi, da, dumneavoastră pentru ați devenit proprietarii lor. Am devenit acestui spital, am devenit proprietar prin ordonanță în această chestiune, am fost pus în fața acestei situații, iar pus în fața situației, am venit cu corectivele care s-au impus. Uite ce ați declarat în continuare. Da. Iar în rest am spus următorul lucru. Ca să se creeze din această problemă a restituirii unui spital, un caz, că vrem să schimbăm de turnăm. Lăsați-ne și pe noi să mai punem câte o întrebare, să mai comentăm. Deci dumneavoastră ați mințit în această declarație. Nu. Păi vă spun imediat. Nu. Este o provocare, o murdărie absolut scandalos. Noi nu retrocedarea, ci ce s-a întâmplat. Noi nu vrem să luăm spitalul, nici pe acesta, nici pe celălalt. Da. Noi nu l-am cerut. Cum să cerem un spital în care 3/4 nu sunt ale noastre? A fost construit de stat. Tot echipamentul intern nu e al nostru. Nu o să preluăm spitalul, nu ne interesează. Nu preluăm spitalul, efectiv.
Păi nu, preia Fundația Caritatea, da, din care face și dumneavoastră parte. Nu spitalul, o să fie vorba de clădiri care vor fi închiriate. Spitalul nu este al nostru, fiindcă nu există nimic din spital care să fie al nostru. Dumneavoastră, domnule. Nu, spitalul din nu, clădire. Din ordonanță de urgență o să vă spună domnul ministru, care se află lângă dumneavoastră, spitalul a devenit al dumneavoastră. Da. Deci este o ordonanță de urgență. Bun, după ce ați aflat această poveste, da, cu crezi pe liste, e inclus și spitalul Caritas. Nu, de când a început chestiunea în de presă, de a început în presă o campanie că schimbe destinația, că rămân 300.000 de oameni, deputat, nu vor mai avea spital și așa mai departe. Asta a fost chestiunea care a fost scandalul. Vă rog să veniți la obiect. Da. Vă întreb încă o dată. Dumneavoastră a spus că pe data de 8 iunie și 10 iunie nu ați știut că pe această listă se află și spitalul Caritas. N-am știut. Sunt de acord cu... De acord. N-am știut. Cine a cerut? Domnul ministru spune că a cerut Fundația Caritas. Există o listă a veche cu toate lucrurile din care s-au trecut niște lucruri după niște criterii care nu le cunosc. Nu la cererea concretă, nici într-un caz a federației, după cât știu... Și de ce pe data de 11 iunie n-ați dat un comunicat în care a spus noi... Fundația Caritatea sau Guvernul României a greșit trecând pe această listă? Nu, aia nu pot să dau un numere fundații, pentru că nu sunt eu fundația. În cadrul fundației. Haideți că e de ajuns cât am discutat, luăm legătura telefonică. Pe cine avem la telefon? Bună seara! Alo? Alo, bună seara! Bună seara! Domnul profesor Alexandru Câmpeanu, da? Da. Domnul profesor, cât ați urmărit dezbaterea noastră din această seară? Da, domnul, tu că am urmărit-o și sunt surprins că nu este și un reprezentant al nostru acolo. Noi am făcut demersuri astăzi toată ziua să fie și un reprezentant al noastră și am înțeles că domnul director general e bolnav, dar nu are importanță, sunteți dumneavoastră la telefon, ați urmărit dezbaterea și aș vrea să văd și eu care este punctul de vedere al spitalului. Pe de altă parte, aș dori să vă spun și eu câteva lucruri. Vă rog. Dacă sunteți de acord, să-mi dați și mie un minut. Vă rog. Deci eu sunt în Spitalul Caritas din 1958. Extern, intern, preparator, șef de lucrări, conferențiar și profesor la această clinică. Da. Cunosc foarte bine situația Spitalului Caritas. Vă rog foarte mult să citiți încă o dată la poziția 7. Să vedeți ultima rubrică. Da. Spitalul Caritas se află într-o stare gravă de deteriorare sau avansată, nu... Într-o stare avansată de degradare. Da? Vreau să vă spun că acest spital a fost întreținut, consolidat în 1977 după cutremur. În 79 s-a construit o clădire de 4 nivele în care sunt 150 de paturi. În acest spital până în 1970, în aproximativ 60-80% dintre bolnavi erau evrei. Eu am participat alături de distinși doctori evrei, de la care am învățat foarte mult la îngrijirea acestor bolnavi. Problema nu este asta. Problema este că... Vă rog să vă depărtați puțin de televizor. ...lui Caritas, așa cum înțeleg în seara asta, domnul ministru al minorităților, fără să se intereseze care este aportul social al acestui spital, trece fără să știe comunitatea evreiască, pe această ordonanță, un important obiectiv strategic de sănătate, de învățământ, vreau să vă spun că acolo sunt două clinici universitare mari care sunt din 1952 în funcție, un centru care asimilează asistența pentru peste 300.000 de oameni și un centru de cercetare științifică. Cu profesorul Cajan am discutat în urmă cu un an de zile. Cu multă simpatie ne-a asigurat că este alături de noi în această problemă. Și acum am fost surprins și noi și dânsul că spitalul apare pe această ordonanță. L-a cerut Fundația Caritatea, domnul. De care face parte și domnul Cajal. Iar pe de altă parte vreau să vă spun că noi ne-am
trezit într-o situație angoasantă, când la direcția spitalului s-a prezentat un reprezentant al Fundației Caritatea, despre care noi nu știam nimica, care a venit să facă un act de predare, preluare a spitalului. Când s-a întâmplat asta, domnule profesor? Să se respecte ordonanța în sens... Domnule profesor, o secundă, vă rog să vă depărtați de televizor, în primul rând. Da. Vă rog să vă depărtați. Și prima întrebare pe care o vă pun, pentru că aveți telefonul la ureche, când a venit acest reprezentant al Fundației Caritatea să faceți procesul de predare, primire al spitalului? Deci, la începutul lunii septembrie, nu vă pot spune exact data, dar nu are nicio importanță exactă. Deci luna aceasta. Da? Iar pentru noi a fost o surpriză că n-am știut nici noi de această ordonanță. Și atunci am făcut o vizită domnului profesor Cajar, care ne-a spus să stăm liniștit că se va rezolva problema. O secundă. Această ordonanță, vă rog. Această ordonanță a fost dată în luna iunie 1999. Înainte de a fi dată această ordonanță, a venit cineva din partea guvernului, din partea Ministerului pentru Minorități, în vizită la spitalul dumneavoastră, pentru a vedea care este starea spitalului, cât la sută din spitalul în care funcționați este de fapt proprietatea comunității evrești, că înțeleg că s-a construit foarte mult după anii 70 sau în 70. Va vizita cineva? Deci domnul Tucă, eu nu sunt directorul spitalului, dar am întrebat și eu. Se pare că nu au existat informații directe din partea celor care au făcut această investiție. Nu pot să vă dau un răspuns exact la această problemă. Dar faptul că acolo se scrie că spitalul e într-o stare gravă de degradare, fără ca să țină cont că acolo statul român a făcut o investiție care actualmente este de $1.300.000, înseamnă că cel care a făcut ordonanța a ignorat acest lucru și aportul social al spitalului. Rămâneți pe fir, vă rog, domnul ministru. Da, nu ignorăm niciun aport social, ar fi culmea. Deci este vorba, de la începutul emisiunii am spus că din cauza unei informații incorrecte s-a strecurat această greșeală. În schimb. Cu degradarea. Cu degradarea, da. Imobilul este într-o stare bună. Noi avem materiale care provin de la Spitalul Clinic Caritas, adresate Ministrului Sănătății, prin care se descrie foarte corect și foarte clar ce a fost, ce s-a construit. Normal că nu poți să dai înapoi ceea ce nu fost al fostului proprietar. E vorba de 3 clădiri vechi care se predau. Ordonanța nu se referă la aparatură, la nimic bun. Ci la imobil, la bun mobil, numai la clădire. E vorba de dreptul de proprietate asupra celor 3 clădiri vechi. Și cu acest protocol sau proces verbal de predare-primire, ordonanța spune că în termen de 60 de zile, dobânditorul, care este fundația, va încheia un proces verbal în care se stipulează toate drepturile celui care este în momentul de față în imobil. Deci dacă a dat domnul Cajal asigurări, este clar, în acest proces verbal se va stipula, presupun că nu eu îl fac, drepturile, că păi se nu referă numai... că eu n-am presupus nimic că este la ceva. Eu am vorbit pe aici, ceea ce s-a întâmplat. Aici se pot stipula aceste condiții. Că se păstrează destinația, nu nici nu mai trebuie stipulată, pentru că este stipulată în ordonanță. Deci eu vă spun mai mult un demers normal. Profesorul Cajal a convocat, a solicitat să vină întregul board al fundației la București, vine într-o săptămână. Pentru simplu motiv. Cam greu. Ia stați-o pic, dar ce bordă nu e în România? Nu, sunt câțiva care sunt în străinătate acum. I-a convocat pe toți, vor fi, va să zică, lunea viitoare ședința programată și în această ședință se va discuta cu ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, cum a ajuns pe listă, de ce n-am fost noi informați. Pe cine este reprezentantul Fundației Caritatea? Este un director general executiv. Este care s-a dus la spital ca să ia spitalul în primire. Aia ne surprinde și pe noi, s-a fost o noutate și pentru noi și din cauza asta am convocat și vom face într-o săptămână conferința de presă să lămurim totul. Fundația Caritatea reprezintă pe evrei din România sau din Israel? Reprezintă pe evrei din întreaga lume, care sunt urmașii evreilor, care au murit și care nu mai sunt în viață. Lăsați că știu povestea cu Holocaustul. Deci, nu este o poveste, domnul Cristoiu. Lăsați-mă pace. Lăsați cu povestea cu Holocaustul. Vorbesc eu acum.
Deci, fie. Dumneavoastră s-a creat vorbiți, o... cum să zic? Da, vorbesc și vorbesc cu fața milioanelor telespectatori și mă opteați da în judecată pentru antisemitism. Da. Eu vă spun următorul lucru. Este o escrocherie. E clar? Dumneavoastră ați creat o fundație care nu e alcătuită. Nu dumneavoastră. Da. Nu e a dumneavoastră. Care alcătuită a evreilor din întreaga lume plus dumneavoastră, da? Exact. În Ungaria există o asemenea fundație? Toată lumea există. Tot așa, din asta și din aia din întreaga lume. Toată lumea. Bun. De spitalul Caritas intră nu în proprietatea dumneavoastră a evreilor din România, ci al fundației din întreaga lume și al celui din Canada, da? Al fundației, da. Nu din Canada, al acestei fundații. Care are oameni și în Canada. Fizică stabilită, va să zică, cu aplicabilitate în România, conform statutului. O fundație funcționează conform statutului. N-are drept din străinare nimic în lume. Dar are și membri internaționali. Are și membri internaționali. Alte minorități, minoritatea maghiară are o asemenea situație? Are o fundație care are și unguri din Ungaria sau din întreaga lume? Bă, este legea persoanelor juridice care nu interzice ca într-o fundație sau asociație să fie și persoane fizice cu domiciliul în străinătate. Nu, aceștia de o fundație internațională, domnule ministru. Este un caz specific și special a unei comunități care a rămas în sub 12.000 de oameni, în care mai mult de 3 sferturi sunt oameni peste 65 de ani, care nu au nici posibilități, nici materiale, nici să administreze bunurile, nici să-și salveze patrimoniul cultural, nici istoric, nici identitar. Pentru această chestiune este normal să fim ajutați. S-a creat această fundație care nu vrea să ia nimic din România, nu vrea să înstrăineze niciun fel de bun, iar mai mult decât atât... Nu spune dacă... mai devreme că trebuie să vândă bunuri ca să ajute întreținerea spitalelor. Poate să vândă pe teritoriu în țară, nu în străinătate. Dacă e nevoie să vândă un teren sau vinde o casă. În privința spitalului, tocmai pentru asta ne adunăm... Fundația asta nu are în statut, nu trebuie să fie o organizație non-profit? Non-profit este. Păi clar, v-am spus treaba aceasta. Deci dacă organizația non-profit, de ce n-a preluat comunitatea evrească? Fără scop. E fără scop. Și de ce n-a preluat comunitatea evrească atunci dacă e fără profit? Pentru simplu motiv că suntem o comunitate cu date de care v-am vorbit anterior, în care mai există, știu eu, între 0 și 35 de ani. Haideți că ține pe domnul director. Dar nu asta este problema. V-am spus că scopul este ăsta. Să vedem ce a fost cu asta. Eu nu știu, să vedem dacă avem nevoie până la scopul final. Până... Și dacă nu cumva, așa cum există ideea, 99 de ani, îl cedăm statul tot acest spital. Toată chestiunea va fi lămurită într-o săptămână când am anunțat ce conferința de presă. Până să fie lămurită chestiunea, s-au dat două ordonanțe de urgență. Una pentru înființarea acestei fundații Caritatea, din care fac parte evrei din Israel și din toată lumea. Da. S-a dat încă o ordonanță de urgență pentru retrocedarea acestor bunuri către fundația unde dumneavoastră sunteți reprezentați. Așa. Deci comunitatea evrească din România nu este reprezentată de această fundație, ci și, este într-un fel, și de această fundație. Da? Foarte iar bun. La spitalul, la poarta spitalului Caritas, care deservește 300.000 de oameni, din câte am înțeles, din București, din România, a venit cineva din partea fundației dumneavoastră, fundație care a beneficiat de două ordonanțe de urgență, una simplă, iertați-mă, și una de urgență, care să ia în primire spitalul. Da. Dacă aveți ceva de spus în încheiere, domnule profesor Alexandru Câmpeanu, și rog pe colegii mei să încerce să-l găsească pe directorul spitalului. Numai observație, nu să ia în primire spitalul, să încheie un act care este cuprins în ordonanță. Să încheie un act care este cuprins în o ordonanță de preluare a spitalului. Bună seara! Nu de preluare, vai de mine. Dar de ce? Act de ce? Da, act de predare primire, dar cum să zic, fără folosință. Pentru că nu să preia spitalul ca să dea afară 300.000 de oameni. E foarte bine. Stați o secundă că avem pe un om pe fir, îmi spune, să vedem ce spune la final și vă dau cuvântul. Vă rog să continuați. Domn profesor Câmpeanu. Vă rog dacă aveți ceva de spus în încheiere. Eu vreau să vă spun că noi am fost îngrijorați de ceea ce se întâmplă cu spitalul nostru, care este un spital cu o ținută de calitate și care acoperă o situație socială specială. Sectorul 3 al municipiului București este asistat prin acest spital. Aș dori să vă spun că noi nu ne opunem și, din contră, suntem cu totul de acord să se corecteze toate abuzurile care s-au făcut. Dar eu vă întreb, în momentul când noi corectăm un abuz, facem,
facem o greșeală și creăm o nedreptate pentru 300.000 de oameni, pentru 500-600 de studenți, pentru cercetarea științifică românească, pentru că aceasta nu este un spital oarecare. Deci, dumneavoastră, spuneți că înlătură... Eu înțeleg de ce a apărut pe această listă Spitalul Caritas. Pentru că nici chiar domnul profesor Cajal nu înțelege. Bun. Vă mulțumim pentru telefon. Bună seara. Vă rog, domnul Cristoiu. Bun. Vreau să întreb pe domnul Dorel Dorean. Sunteți specialist totuși în imobile, bănuiesc. Pe această listă, la poziția 1, și poate domnul ministru ne lămurește. Nu sunt specialist în imobile. Nu, stați un pic. Da. În imobile evreiești, că noi fiu eu specialist. Există orfelinatul fundației, nu știu dacă pronunț bine, Löbel și Sarah Berkovici. Știți de el? Nu. N-am citit. Știți ceva? Știți de acest imobil? Sigur că știu. Bun. Acest imobil, despre deosebire de toate celelalte, se spune că a fost preluat de stat prin decretul 842 din 1941. Vreau să vă informez și aici e o curiozitate. Deci este singurul imobil care nu e luat de comuniști. Deci este luat în cadrul procesului de românizare. De acord, da? Bun. În data de 18 decembrie 1944, prin decret de legea numărul 641 pentru abrogarea măsurilor legislative anti-evreiești, publicată în Monitorul Oficial numărul 294 de 19 decembrie 1944, se stipulează la articolul 19 că se dau comunității evreie și evreilor toate bunurile luate în cadrul procesului de românizare. Cum Dumnezeu, de-a lungul anilor de comunism și primii ani de comunism, știți că totuși nu au fost chiar atât de antisemiți, a scăpat acest decret, acest imobil? Explicați-mi și mie, cum de l-ați descoperit? Deci restul sunt luate de comunism, sunt de acord. Dar de ce acest decret, acest imobil n-a fost dat în decembrie 44, când, slavă Domnului, s-au dat atunci totul. Da, deci, nu s-a dat totul, deci... dar s-au dat multe lucruri. Sinagogile le-am primit și cimitirile le-am primit. Despre o serie de imobile, unul în caz concret sau altul, puteau să nu se dea. Noi am primit înapoi sinagogile, nu ni s-au mai luat de către comuniști, le avem, ba să zică, și astăzi, o parte dintre ele în funcțiune, un număr mic, unde mai avem comunități evreiești, și o parte pe care încercăm să le salvăm ca patrimoniu cultural. Asta este tot. Cimitirele, același lucru. Le-am primit înapoi cimitirele, noi îngrijindu-ne de ele. Și da. Nici imobile nu le-ați primit? Imobile? Da. Nu s-au primit imobile. Păi atunci iertați-mă, atunci îl faceți mincinosul Maestatea sa, regele Mihai, care a contrasemnat... Ba nu, legea s-a făcut, dar dacă s-au dat sau nu s-au dat, este o chestiune concretă de la caz la caz. Nu cunosc cazul acestui cămin de... Potrivit legii, toate bunurile au fost date. În principiu se puteau toate da. Vă dau un exemplu. Prima ordonanță care s-au dat vreo 7 puncte acolo... Trei, sau nu știu câte a fost acolo, trei. Când a fost delegația noastră, a avut o întâlnire cu primul ministru, i-a spus, domnule, aici spuneți că ni s-au dat înapoi, știți că aceste lucruri care ni s-au dat înapoi prin ordonanță de urgență au fost de mult vândute de primării către particulari? Stați că dumneavoastră iar vă abate. Nu, dar vă spun că eu practic vă întreb încă se o dată. Spune și acum. Nu, data de 19 decembrie 1944. Nu cunosc cazul acestui concret ăsta, mă pot interesa și nu, dar eu vreau să subliniez următorul lucru. Deci s-a dat o lege și, cum da. Să spun, să știți că mă pricep destul de da. Bine la perioada respectivă. Deci atunci s-a lucrat la sânge. Tot ce a fost luat de către Antonescu în cadrul procesului de românizare s-a dat înapoi. Da. Lasă la o parte faptul că în 6 martie 45 a venit un regim comunist în care trei sferturi erau ce erau. N-are niciun rost că mă... Aici o să mă acuze domnul, domnul ministru de antisemitism. Dar nu asta e problema. Problema este următoare. Noastră spuneți că totuși cu toate această lege n-a fost aplicată. Deși... Probabil așa trebuie să fi fost neaplicată la acest punct, din moment ce figurează. Nu cunosc acest caz. Deci tot Fundația Caritate l-a pus pe listă. Iertați-mă, cum? Normal, eu nu, eu nu lucrez. Eu lucrez din materialul clientului în această... Da, înțeleg, în acest fapt. Aici articolul 1 scrie de altfel că care a fost trecută după anul 1940 în proprietatea statului român. Deci textul ordonanței mi-a dat acest drept ca să iau și imobile dreptul, din 1940. Mi-am exprimat o mirare, n-am nimic cu dumneavoastră, că totuși a existat un proces
Da. Deci de restituire, deci vreau să vă spun că un proces, hai să fim clari, între la restituire minuțioasă și cu toate astea am mai scăpat. Însă totuși vreau să revin la prima întrebare. Scandalul care s-a produs din aceasta, deci ce constatăm în legătură cu această ordonanță? Dumneavoastră a spus că, eu vă întreb ca politician, că doamna Săftoiu hotărăște dânsa ce anunță opiniei publice. După părerea dumneavoastră, ca politician mă refer, o pune de nu, și ca membru al guvernului, pentru că e purtător de cuvânt al Săftoiu, guvernului. Având în vedere efectele acestei ordonanțe, iată, cu că era vorba de Caritas, că era vorba de evrei și astea. Dar nu mai menajează pe domnul ministru, că n-a răspuns la întrebare. Doamna Săftoiu este purtător de cuvânt al guvernului. Deci domnia sa trebuia să o tragă la răspundere pe doamna Săftoiu, că n-a vorbit. Spus? Bineînțeles că n-a vorbit despre această ordonanță de urgență. Ordonanță de urgență la baza care stă ministerul condus de domnul ministru, nu domnule ministru. Eu, la rândul meu, eu am făcut propagandă, dacă vreți, pentru că a fost o realizare al departamentului condus de mine. Unde ați făcut propagandă dacă doamna purtătoare de cuvânt... În conferință de presă anunțat... organizată de mine, în buletinul editat, dar cum să nu? Cum să nu? Doamna purtătoare de cuvânt, uitați, eu sunt și... haideți că spun că sunt... fericit că s-a scos această ordonanță de urgență. Trebuie să faci câte ceva pentru ca să primești și aprecieri. Cum a primit România pentru politica lui față de minorități? Trebuie să mai dai ceva, da? Domnul ministru, și aici s-a dat ceva. Iertați-mă, nimeni nu vă contestă problema aceasta cu caritatea, cu Caritasul, care eu cred că este totuși la bază unei înțelegere, pentru că destinația nu se va schimba, cei 300.000 de oameni vor fi tratați acolo, studenții vor face practica, fiecare aparat medical va rămâne acolo. Atât că dreptul de proprietate pe 3 clădiri va plăti domnul ministru, Ministerul ne întoarcem statului... la întrebare inițială. Atât. Pe data de 8 iunie, ședință de guvern, dumneavoastră a adoptat o ordonanță de urgență cu mare impact la public. Sunteți de acord, domnul Dorel Dorean? Da. Cu mare impact la publicul românesc. Și la publicul mondial, chiar mondial. Bun. Dar de ce doamna purtătoare de cuvânt nu a prezentat jurnaliștilor, pentru că a trebuit să vină cineva să descopere, domnule, această mare realizare a dumneavoastră? Asta vă întreb, și de ce dumneavoastră n-ați luat-o de păr? Iertați-mă, nu obișnuiesc dumneavoastră, nu sunteți un domn. Nu, am o metaforă, adică să o criticați, pentru că datoria domniei sale, și aici, și punem capăt aceste discuții și trecem ăsta, este să nu lase locuri pe șest, pentru că așa, din faptul că domnia sa n-a spus, din faptul că în presă nici n-a apărut, să știți că a apărut abia acum o săptămână, două, când domnul Iorgovan a făcut chiar la domnul Marțucă. Din cauza asta, deci aici revin la o practică a guvernului și trecem, încheiem și punctul acesta. Haideți că avem, domnul Cristoiu. Nu vrea să ne spună domnul ministru, pentru că domnia sa spune că a organizat o conferință de presă. L-avem la telefon pe domnul Valeriu Socaciu, directorul Spitalului Caritas. Bună seara, domnul Socaciu. Bună seara. Bună seara, ce faceți? Ce să fac? Am înțeles că sunteți bolnav și vă doresc multă sănătate, dacă lucrurile stau așa. Și noi. Aș vrea să vă întreb următorul lucru. Înainte de a fi publicată și de a fi dată această ordonanță de urgență din iunie, ziua 10-a, dacă ați fost consultați dumneavoastră cei de la Spitalul Caritas, conducerea Spitalului Caritas, în legătură cu patrimoniul spitalului și cu ce se află acolo și intenția de retrocedare a acestui spital? Nu a venit absolut nimeni, nu ne-a întrebat în legătură cu statutul juridic al clădirilor, a materialelor care există, a personalului care lucrează, și am aflat treaba aceasta cu retrocedarea în momentul când un reprezentant al Fundației Caritatea s-a prezentat cu un dosar foarte gros în care era trecută istoria spitalului din 1847, când avea 3 paturi, până în momentul apariției. Domnule director, iertați-mă, data la care s-a prezentat domnul și dumneavoastră ați aflat că spitalul va fi... În primele zile al lui septembrie. Da, îmi permite să dau citire și să vă arăt un act care emană de la Spitalul Clinic Caritas, strada Traian, numărul 29, semnat de domnul director dr. Socaciu Valeriu Ioan, nu știu dacă semnătura e reală.
câte Fundația Caritatea, doamna director general, profesor Tova Benun. Mulțumim foarte mult pentru colaborarea și asistența tehnică acordată de domnul inginer Schachner Iulius din partea dumneavoastră pentru realizarea măsurătorilor efectuate pentru terenul și clădirile Spitalului Caritas, precum și partea juridică de pe structura de proprietate. Acest lucru a fost solicitat simultan de domnul ministru al Sănătății, Hoidu Gabor, și am transmis materialul pe baza celor precizate mai sus. Da, dar nu vor să vorbim. Considerăm că această colaborare este vorba de iulie. Da, dați-mi voie să-l apăr eu, domnul director. Nu se precizează nimic în legătură cu retrocedare. Partea juridică pe structura de proprietate. A apărut în monitor deja. Păi a apărut în monitor. Nu e septembrie. Directorul spitalului. Deci e directorul unui spital. Un om care are o responsabilitate... Haide a fost să a vorbit cu domnul profesor Cajal când a aflat de treaba domnul, asta. Domnule, trăim în România sau unde trăim? Dar pe întreb dacă cumva nu, el... O secundă, deci directorul unui spital care a fost retrocedat află în luna septembrie, adică la 3 luni sau la cât vreți dumneavoastră, la 4 luni, că spitalul a fost retrocedat. Mi se pare normal ca niciun reprezentant al autorităților statului să nu se ducă înainte de ordonanța de urgență sau după să spună, domnule director, spitalul dumneavoastră va fi retrocedat. Uite ordonanța de urgență, dacă această întâlnire a avut loc sau are loc după ce a fost dată ordonanța de urgență. Mie mi se pare ceva de domeniu incredibil. De moment ce domnul Socaciu, domnul Socaciu a fost la Cazal și a spus știu de retrocedare. După septembrie, după întâlnirea din septembrie. Când a avut loc această întâlnire, domnul Socaciu? Eu am fost la domnul profesor Cazal după ce am luat cunoștință de treaba aceasta. Bun. Și dânsul mi-a spus, nu vă faceți probleme, o să punem o placă comemorativă că aici a funcționat un spital. Asta a fost prima discuție cu dânsul. În ce dată, domnul director? După ce a fost, s-a prezentat în septembrie, da. La începutul lunii... Bun, deci este limpede. Domnul ministru v-a acuzat că dumneavoastră știați de această ordonanță. Când a spus precis, când ați aflat precis că există această ordonanță, că a fost publicată în monitorul oficial și că trebuie să dați spitalul? În momentul când a venit reprezentantul... E foarte clar. În septembrie. Da. Bun. Deci... E foarte clar. Bun. Vă mulțumim, domnul director, pentru telefon. Bună seara. Vă mulțumesc. Bun. Haideți să difuzăm publicitatea. Mai avem doar 10 minute. Dacă mai este cazul... Să rămân pentru o emisiune următoare. Haideți să vorbim de hotărârea de guvern cu monumentul. După pauza publicitară. Nu, că... Vă rog. Vreau să-l întreb acum, deci... Haideți după publicitate, că mai avem 10 minute doar, domnul Cristoiu. Bun, de publicitate. Tu și mie de asta telefoanele, dacă... Așa. Adevărul e că noi n-am știut că se bagă calitate. Federație. Vă spun eu, nu pot să zic că pe post, dar n-am știut. Și mecanismul introducției de rămâne pentru mine e lucru. Deci am bănuie. Am stat așa cu raful de dosare. Câte? Zice tu. 21, nu știu ce. 21, ăsta. Cineva a insistat pentru asta, dar nu știu ce. Maria, fă legătura și mie cu Marina Capotă. Mă auzi? Da. Da, continuăm eu și în această seară. Vă rog, nu, vreau să vă, domnul ministru, deci prima, noi nu întâmplător, deci nu am venit să discutăm dreptul minorității evreiești sau maghiare sau ce să-și obțină retrocederile. Noi, altul a fost scopul emisiunii, dar văd că deja se dezvoltă alte lucruri. Și anume, și aici vreau să trag concluzie, dumneavoastră nu aveți nicio vină, că, iată, efectele unei
hotărâri, unei ordonanțe de urgență, că nici măcar nu e hotărâre de guvern, dată pe șest, în care doamna purtătoare de cuvânt n-a spus nimic, în care nici dânsii nu știu. Acum vreau să vă întreb, să-mi dați, să mă lămuriți cu un lucru. În monitorul oficial, din 6-11-1999, a 11-a cât este? August? Ba nu, 11-a 6-a, cred. A, 11-a 6-a, da. A apărut o ordonanță de urgență, care spune așa, ordonanță de urgență privind transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil care a aparținut Bisericii Evanghelice CA din România, Comunitatea Evanghelică, deci se transmite acel imobil. Dumneavoastră știți, nu este contrasemnat dumneavoastră, este contrasemnat de Secretariatul de Stat pentru Culte și Ministrul Educației Naționale. Asta sunteți membru al Guvernului. Știți de această ordonanță de urgență în legătură cu imobilul? Da, cum să nu? Este vorba de un imobil pentru care statul german a promis un ajutor consistent pentru renovarea imobilului. Condiția era normal ca să intre în proprietatea Bisericii Evanghelice, acest imobil care a format cândva proprietatea lor. Și s-a dat o ordonanță de urgență așa singulară la inițiativa Secretariatului de Stat pentru Culte. Poftiți? Știți cui aparține acum imobilul acesta? Cred că biserica era și înăuntru, l-a și folosit. Nu, îmi pare foarte rău, vedeți? Nu, dar nu aveți nicio vină. Deci imobilul este Casa de Cultură a Studenților a Universității Lucian Blaga. Dar altă aberație, că nu aveți nicio vină în asta. Deci, se dă ordonanța aceasta de urgență în timp ce, într-adevăr, comunitatea evanghelică a dat în judecată Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, a câștigat la judecătorie, a câștigat la tribunal și era la Curtea de Apel și procesul era, când ați dat ordonanța de urgență, la Curtea Supremă de Justiție. Deci putea să câștige. De ce era nevoie de o ordonanță de urgență și aceasta trecută pe șes, despre care nimeni din România nu știe? Uitați, acum, ceea ce apare în monitorul oficial nu este dat pe șes, acum să fim sinceri. Domnul ministru, e vorba de a da publicitate. Este vorba de... este pe șes. Avem alte... Transparența este bună, publicitatea este bună. Acum, care transparența? A vorbit doamna Săptoiu de acest imobil? Dumneavoastră ați vorbit de acest imobil, a vorbit domnul Andrei Marga, marele filozof, de acest imobil până acum în presă? Stați un pic, dumneavoastră, confundați transparența cu monitorul oficial? Păi dacă eu vă citesc monitorul oficial, vă descoper 500 de ordonanțe. Știți că aveți una în legătură cu cabalinele și întoarcerea lor în turmă? Este o ordonanță de urgență. Deci eu vreau să subliniez, de aia la emisiune, nu pentru retrocedare, ci pentru faptul că, iată, o serie întreagă de măsuri sunt date pe șes pentru opinia publică, că nu toată opinia publică citește în fiecare zi monitorul oficial. Normal era ca purtătorul de cuvânt sau domnul Andrei Marga să spună: domnule, uite, studenților de la Sibiu li se ia prin ordonanță de urgență Casa de Cultură. Pentru că bănuiesc că și ei s-au trezit tot așa. Bine, domnul Cristoi. N-au fost nici evacuați de acolo. Vă spun un secret. Dar spuneți-mi, vreau să știu. Deci, cei care sunt înăuntru, cei care folosesc, practic, la data actuală, ordonanțele de urgență, dacă sunt executate de bunăvoie, pentru că se înțeleg cu redobânditorii, atunci este bine. Dacă nu, tot la proces se ajunge și, cum a zis în cazul Bisericii Evanghelice, fond, apel, recuz și procese de ani de zile. Dacă nu, este tot acolo. Păi de a dat ordonanța de urgență acolo. Prin care o dați. S-a dat. Asta este ca să scapi pe oameni de procese, da? În situații clare în care fostul proprietar a fost deposedat. Bun, îmi dați voie un minut. Vă rog. Potrivit Constituției, ordonanța de urgență, articolul 114, se dă în situații excepționale. Ce situație excepțională era, domnul ministru? Pentru că se pierdea o finanțare externă în cazul imobilului din Sibiu. Se pierdea o finanțare externă importantă, cred că este. Bun. Are un caracter de urgență. Și în cazul ordonanței de urgență privind comunitățile, și aici era, ce se pierdea? Se pierdea Fundația Caritatea. Bun. Deci și aici era o situație excepțională. Bun. Să ne întoarcem acum, știți povestea cu monumentul de la Arad? Da, mă rog. O secundă. Avem la telefon pe doamna Maria Capotă. Am înțeles că bunicul domniei sale a adonat acest spital, Spitalul Caritas,
celor săraci. Să vedem dacă lucrurile stau chiar așa. Bună seara, doamna Maria! Da, bună seara, domnule Tucă! Spuneți-ne, bunicul dumneavoastră a donat spitalul Caritas celor săraci? Nu. Bunicul meu a făcut pentru comunitatea evreiască și a fost donat pentru săraci, non-profit. Adică veneau să se trateze în acest spital și români, nu numai evrei. Am înțeles. Numele bunicului meu a fost Izidor Sternbach și a fost președintele comunității evreiești. În 1938 era președinte. Și a făcut, a donat acest spital oamenilor săraci. Poftiți? Aripa din, drept din față. Mm-hmm. Sunt trei aripi, exact cum a spus domnul ministru. Mm-hmm. Una din aripi a fost donată și făcută din banii lui. Mm-hmm. Pentru folosul comunității evreiești și nu numai, pentru toată lumea, toți săracii care erau în București pe timpul ăla. Și știți care este statutul acestei aripi, să-i spunem, din acestei clădiri care face parte din Spitalul Caritas? El este revendicat de comunitatea evrească? Domnul Tucă, ceea ce mă surprinde este toată această discuție. Că nu mi-închipui că fundația asta care s-a făcut, comunitatea evreiască, după câte înțeleg și după câte să știe, evreii sunt săraci, nu mai e o comunitate bogată la ora actuală. De-n ce să o țină? De-n ce să aranjeze spitalul, să-l facă? De-n ce să aducă mașini? Tot ce trebuie acolo într-un spital. Dacă această fundație se ocupă de spital, care e problema? Asta nu pricep eu. De ce atâta zârvă și balamuc? Am înțeles, doamnă. Că doar nu pleacă fundația cu spitalul din România. Vă mulțumim pentru telefon. E adevărat. Asta nu pricep. Dar atunci de ce s-a făcut toată campania că rămân 300.000 de oameni fără asistență medicală, toți medicii rămân pe drumuri? Asta a fost diversiunea. Faptul în sine că s-a greșit cu această fundație este adevărat. Alo? Pentru asta noi vrem să lămurim. Există acum și un memoriu care a fost înaintat pentru ca să anuleze acest punct din ordonanță și de către spital și la care vom fi și noi. Pentru acest lucru noi vrem să discutăm cu cei de la fundație cum s-a făcut. Să știm cine a fost ăla care a venit să ceară primire-predare, care ni se pare anormal. Adică, cum să spun, noi suntem cei care în această chestiune suntem interesați pentru principiul de moralitate. Deci noi n-am pus în discuție... Vrem ca să aducem la corectitudine. Noi am pus în discuție, mecanismul prin care se dă ordonanță de urgență, mecanismul prin care oamenii care sunt, parte în aceste ordonanțe de urgență află la 3-4 luni și multe altele. Și întâmplător am aflat că comunitatea evrească din România nu are reprezentanți. Are reprezentanți în toate problemele care îi preocupă majore, fiindcă problema nu este a retrocedării pentru noi. Avem, va să zic că dau un exemplu și aici este un lucru pozitiv al guvernului. Avem, dacă pentru toți oamenii care au fost prigoniți după anul 45 există o lege, pentru cei care au fost persecutați între 40 și 44 nu exista nimic. Pentru cei aduși din Transnistria înapoi. Domnul Dorian, înseamnă că dumneavoastră nu sunteți reprezentant comunității. Dar sunt și am obținut toate aceste lucruri. Am obținut și pentru interesul. De ele, de care nu știam? De cele 11. De cele 11 nu știam, pentru că fundația a lucrat fără să ne anunțe. Și asta este o problemă care vom lămuri. Asta încercam să vă spun, domnul Cristoiu. Mai avem 5 minute, vă rog, problema cu monumentul. Pe scurt, deci domnul ministru, când trebuie să trădați un secret de guvern. În 20 septembrie a fost o ședință de guvern. Luni, da? Și s-a luat o hotărâre privind darea elementelor, eu vă spun hotărârea, poate mă lămuriți dumneavoastră despre ce e vorba. Se numește așa, uitați cum sună. Hotărâre privind darea elementelor componente ale Monumentului Libertății din Arad, din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în administrarea Ordinului Minoriților din Arad. Este vorba de Ordinul Conventual al Sfântului Francis de Assisi, cu sediu în municipiul Arad. Vreau să vă întreb, în afară de această hotărâre care a apărut deja în Monitorul Oficial, guvernul a mai dat o hotărâre în legătură cu construirea sau cu facerea la Arad al unui așa numit parc al Reconcilierii Naționale? Da, s-a discutat în ședință de guvern. Când? Joi? O hotărâre de principiu. Și nu s-a dat în Monitorul Oficial? Are o, mă rog... Dumnezeu, un termen până când ajunge. Dumneavoastră știți de unde au aflat arădenii în legătură cu această hotărâre pe care dumneavoastră ați luat-o joi și n-ați publicat-o? Joia trecută. Da, deci șmecheria.
prima hotărâre se dă publicității, se dă în Monitorul Oficial, imediat. Deci, pe 21. Pe 21 septembrie. Pe 20 s-a luat, pe 21 s-a dat. Da. Așa e normal, bun. Mm. Pentru că sună că nu înțelege nimeni nimic. O să, bă, o să facem o emisiune specială pentru asta. Dar cealaltă hotărâre, potrivit căreia o parte a terenului care e alcătuit din teren, din baze sportive, vor fi, pe aceste, vor fi luate din bunul public și date, cum sunt, pentru construirea acestui parc al Reconcilierii. Deci această hotărâre n-a fost publicată în Monitorul Oficial. Când a fost dată? Tot pe data de 20 septembrie. Dar nu numai atât, iar oamenii din Arad, jurnaliștii din Arad, vreau să vă spun că spre stupoarea tuturor, au aflat de această hotărâre, nu de la domnul Radu Vasile, care e bine mersi la ora actuală, ci a aflat de la ministrul Justiției din Ungaria, David Ibolia, care a fost, cred că pronunț bine, în vizită. Deci, iată iar un mecanism. Deci o hotărâre care în Arad se discută și foarte controversată, află despre ea oamenii din Arad, autoritățile locale, și o să vă dau și declarația prefectului și a primarului, de la ministrul Justiției din Ungaria. Iertați-mă, de ce nu putea să afle de la guvernul României? Mă rog, autoritățile, prefectul, prefectura, care sunt, mă rog, reprezentanții guvernului, normal că știu de acest lucru. Dar populația, dar noi nu avem dreptul să știm, iertați-mă. Asta și noi populația, hai domnule, terminați-o, domnule. Nu vreau să nu vă mai gândiți de azi înainte să aflați ceva. Bun. Și să știți ceva. Nici gazetar, dumneavoastră vorbiți de populație, sunteți gazetarul Ion Cristoiu, da? Da. Cât timp v-a trebuit să aflați de hotărârea asta de guvern? A, e ca și cum aș fi... Și tu mai vorbiți de populație. Bine. Păi o întreb pe mama dacă a aflat de atunci aș vrea să vă spun de cât de importantă, nu, într-un minut dacă îmi dai voie, pentru că o să facem probabil o altă emisiune și de ce tot Aradul este în fierbere. Deci, în 1896, când Ardealul era în Austro-Ungaria, s-a ridicat în cinstea împlinirii a 1000 de ani de la Ungaria, de la constituirea Ungariei, un monument pe mai multe trepte, așa, care are sus o doamnă, o femeie care reprezintă Ungaria eternă. Acest monument a fost demontat de Ion Ice Brăteanu în 1924 prin hotărâre de guvern cu sprijinul, cu acordul regelui, adică a fost hotărâre de guvern în 24 și în 25 s-a demontat. S-a pus la păstrare monumentul. La ora actuală, Guvernul României, prin cele două hotărâri, a hotărât următorul lucru și domnul Valeriu Stoic o să dea declarații. Poți să mai avem un pic și rămâne în gura căscată. A hotărât așa. Se va crea, deci, acest monument care a fost dat jos de Brăteanu, în 24, cu acordul domnului Valeriu Stoica, demnul urmaș al lui Brăteanu, mă întreb cum e demnul urmaș al lui Brăteanu, dar mă rog, n-are importanță, va fi amplasat într-un parc al Reconcilierii, care este alcătuit din un teren luat din domeniul public. Da. Așa. Ei, care este marea nebunie? Domnul Valeriu Stoica este așa, Parcul Reconcilierii va conține acest monument, care sigur a fost dărâmat, demolat de Brăteanu, pentru că el era sfidător, considerat acum de Brăteanu pe vremea aia, spune domnul Valeriu Stoica în declarația de presă, și din monumentele românești, inclusiv al lui Avrameancu. Dar, spune Valeriu Stoica, nu-l avem pe Avrameancu. Gata. Și în consecință, pe data de gros anunț populația României, pe 6 octombrie, când se comemorează cei 13 generali, și despre ce e vorba, premierul Radu Vasile și Victor Orban vor pune piatra de temelie a Parcului Prieteniei din Arad, parc, care conține numai statuia maghiară, pentru că Avrameancu nu-i gata. Nu va fi nicio statuie acolo. Ideea parcului, mă rog, Parcului Reconcilierii, este o idee comună, dacă vreți, da, a celor două guverne sau al celor doi prim-ministri. Nu suntem în anul 1924, care a fost o altă situație. Dacă s-a considerat că
e bine să se facă un parc a reconcilierii. Monumentul se pune? Eu personal poftim. Monumentul acela cu statuia, cu... Da, cu statuia se libertății. Pune, se spune statuia libertății. Se va pune cândva, când va fi. Cum se va pune cândva? Păi domnul Valeriu Stoica spune că acum se pune. Nu o să fie pus în șase ani. Nimeni nu vrea acest lucru. Și nici nu se poate fizic. E o statuie care este degradată după 70 de ani de beci. În care nu, dar oricum se va pune pentru că s-a dat și o dără de mai guvern. Acolo, sigur. Când vor fi condițiile. Mai pe la iarnă, până decembrie. Se va gândi când... Mă rog, trebuie conceput acest bun, marc, întrebare, iar mă întreb din nou. Și, nu trebuia să știe și opinia publică și Gigel din România despre aceste hotărâri? Opinia publică află, nu? De e unde, acum, domnul ministru? E prin ziarele, nu știu. Ziarul e plin de toată această, de toată această problematică. Care cu monumentul? Va afla în orice caz când se va face denaturare. Dar este clar și deformarea de. Domnul Dorel Durea, nu se face nicio deformare. Nu de dumneavoastră aici, dar s-a făcut de pildă o deformare. Care? Și asta fac o comunicare către cei pe care îi reprezint eu. Vă să zic că sunteți de acord și vi se pare normal ca să discute problema retrocedării. Absolut. Dar nu vi se pare normal că lucrul n-a avut transparența respectivă că să ajungă la marele public, la timpul respectiv. Da, și aici aveți dreptate. Da. Aici aveți dreptate. N-a avut transparența să ajungă nici mai. Și iată rezultatul. Nu la cei îndreptățiți, spital sau federație. Dar în același timp, nu vi se pare că trebuie este blamat cel puțin ideea că se deformează, că prin această retrocedare ar fi vrut să schimbe destinația spitalului. Dar și să lasă. Nimeni de așa asta a vorbit presa. Ăsta a fost lucrul la care m-am referit. Trebuie prese. Eu încerc și mă ajută și domnul Cristos și așa, să-mi fac corect treaba. Și n-am nicio treabă cu aia care denaturează, care nu problema transparenței. Mie spuneți așa, asta îl redau ce spuneți dumneavoastră. Aveți dreptate. Domnul Cristoiu punea o problemă de fond și de principiu. Cazul Caritas este un exemplu de la care am plecat și la care vom pleca în continuare. A dat alte exemple și există nenumărate exemple. N-am avut timp în această seară. Ultimul exemplu de care vorbea era acest exemplu al statuii de la Arad. O statuie care va fi amplasată în cele din urmă, o statuie despre care și un parc al Reconciliei despre care cetățenii români încă n-au aflat. Nu au aflat. Au aflat ziariștii, au aflat ziariștii și partea de aceea ziarele locale aici nu s-a aflat, au aflat de la ministrul Justiției ungar. Ei, nici asta nu este adevărat, pentru că normal că și prefectul și ceilalți au știut de acest lucru. În orice caz, eu cred că vă mulțumesc pentru invitație, domnul Cucă. Și eu vă mulțumesc, domnule ministru. Și cred că am discutat foarte mult, nu știu, e adevărat pentru că trebuiau discutate foarte multe, foarte multe lucruri legate și de ministerul pe care îl conduceți. Poate vom avea altă dată ocazia. Noi am discutat în principiu, pentru că dumneavoastră sunteți unul dintre membrii guvernului, sunteți ministru. Pentru ultima dată în această seară publicitară, după care ne vom lua la revedere de la dumneavoastră. Cât are asta? Încă două. Unde-și? Bine. Bine, hai că vin și eu. La revedere. Pa, pa.
Să vă întreb la final de cartea asta, să spuneți și două... Prezint și nu spuneți. Nu ba da, spune pe ei, cu fiecare la încheiere, dar în 30 de secunde. Scurt, 30 de secunde, da. Alta bea rății. Da. Și poate vă spui tu un cuvânt atât pe carte. Da, eu spun în cartea și vă întreb 30 de secunde, da. Deci pe sală, da? Știe rusul. 2, 3, 4, 5. Deci imagine pe sală și vorbesc eu. Intră cartonul de rubrică. Da? De cum trece așa frumos? Au zis toate de aici, nu mai schimbăm acum. Vezi pe ei în spate, nu e chiar în față. Vă așa. Din nou în transmisiune directă din sala Bingo Europa din București. Mari surprize avem pentru această seară la super originală licitație, marca Bingo Europa. Surprize, avem surprize! Vor fi mai multe plicuri, o să vedeți premii chiar mai mari. Dar pentru început să poftim prima familie în scenă! Aplauze! Nașa este Vera! Pupitrul vă aparține! Iată pupitrul cu numărul 1, șeful familiei să țină microfonul, țineți-l cât mai aproape de gură, prezentați-vă nume, oraș, profesie, mai întâi dumneavoastră, apoi prezentați și pe cei doi care vă însoțesc. Mă numesc Cătălin Ionescu, sunt din Iași, inginer. Nu se aude un pic mai tare, vrem? Mai tare, vorbiți un pic mai tare. Deci, mă numesc Cătălin Ionescu, sunt din Iași, inginer, soția mea Sorina și fratele meu Răzvan. Deși ce meserii au? Soția mea este medic, fratele meu este ofițer. Este ofițer. Foarte frumos, aplauze pentru familia din Moldova! Dacă tot am cunoscut prima familie, haideți să o cunoaștem și pe cea de-a doua.
Izabel, te rog să-ți aduci Fini. Aplauze pentru a doua familie. Familia cu numărul 2. Doamna este șeful familiei. Doamnă, cum vă numiți? Mă numesc Dumitru Elena, sunt din Pitești. Am venit cu fica mea, Dumitru Marilena, care e dispecer telefonist, și cu băiatul meu, Frezor. Foarte bine. Adrian. Lucrați la freză, nu? Emoții. Frezor, Adrian. Deci eu și eu lucrez la freză. Te rog să dai camera pe mine. Știu ce este freza. Doamna, de când ați vorbit, am văzut că sunteți capul familiei după cum vorbiți. Da, adică, da. Și ce, mai spuneți-ne ceva, că vorbiți așa frumos, că poate îmi luați locul. Domnul stâng, am înțeles că vrea să vă ia prezentatorul la teleorbit. Aveți emoții? Puține așa, dar doamnă, n-aveți decât de câștigat. Da. Ați luat 5 milioane de la extragere data trecută și acum cel puțin 10 milioane. Să vă audă Dumnezeu. Să vă audă Dumnezeu și să intre și a de-a treia familie pe care o aplaudăm, ca și pe Claudia. Purtătorul de cuvânt este bărbatul. De data aceasta, bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Familia noastră se numește Chionea, Petre, Angelina... Deci i-a spus piedică Claudiei, vă rog să-mi spuneți. Petre, Angelina și Viorica, câștigătoarea proaspătă sau în curs de cu bacalaureatul. Nu a câștigat bacalaureatul? Nu, n-a câștigat, de-abia a dat prima probă. Iar noi conducem un mic magazin care sper să-l completăm veniturile cu astăseară. Păi sigur completați veniturile și haideți să-i aplaudăm încă o dată cea de-a treia familie, dar nu ne-a spus orașul. De unde sunteți? De la Filiaș. De la Filiaș? Da, de la Filiaș. Da, ultima parte a emisiunii, ultimele minute. Îl rog pe domnul Eckstein, ministru delegat pe lângă primul ministru pentru minorități naționale, să spună un cuvânt la încheiere. Da, ca și om politic și ca și jurist, eu sunt pentru restituirea tuturor bunurilor imobile luate cu japca în perioada comunistă. Și dacă dăm înapoi clădirile care au fost fabrici, farmacii sau bănci, atunci este normal să dăm înapoi și bisericilor și comunităților minoritare imobilele pe care le-au avut înainte. În același timp, vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Am avut posibilitatea să spunem tuturora că niciun spital, nicio școală nu își va schimba destinația actuală, chiar dacă dreptul de proprietate ci este doar proprietar. Recunoscut. Ci doar proprietar. Da. Domnule... E bine că s-a făcut discuția asta aici. Dorel Dorian. E bine că s-a făcut pentru că a angajat o problemă de fond legată de un spital și o problemă conexă a transparenței care a devenit problemă centrală în discuție. Și eu sunt partizanul acestor retrocedări care trebuie să făcute cu măsură, cu spirit, cu înțelegere. Ne-am străduit totdeauna ca să venim în întâmpinarea celor care se află în aceste clădiri. Am acceptat școlile să continue acolo, fără niciun nimic, spital care dar a fost... Dar nu asta e problema, dar, că nu asta am voi. Îmi este foarte clar astăzi că dacă un spital a ajuns să fie retrocedat în 10 ani, pentru 31 de spitale ne vor trebui probabil 310 ani, iar pentru școlile astea o să intrăm în mileniu 4. Am înțeles, domnule Cristoi. Nu, vreau ca vreodată să vă rog și să insist. Poate vreodată faceți o discuție despre problemele minorităților. Să știți că sunt strânși și ei cu lațul de gât și că au foarte multe nenorociri și necazuri care nu li se rezolvă. Publicațiile lor merg doar în lumea lor restrânsă, a celor din comunitatea respectivă. Ele nu transpar spre presa mare și spre emisiuni decât când apare un lucru care potențial are și un element de scandal. Eu vă spun că avem nevoie să discutăm și aceste probleme, le mai cu discuta. Seamă cu acele minorități care trăiesc în bună conviețuire și care nu cer nici drepturi excesive sau speciale pentru ei, ci doar niște recuperări pentru a trăi demn. Am înțeles. Domnul Cristoiu, dacă aveți ceva de spus la încheiere? Un ultim exemplu, da, țineți cel un ultim tuturor. Exemplu de care data asta a căzut în capcană domnul Ion Mureșan, care este Ion Mureșan, ministrul agriculturii. Deci domnia s-a înaintat o notă, e ministrul agriculturii și alimentației, a înaintat o notă domnului prim-ministru în care spune următorul lucru. Rezum pentru telespectatori apropo de transparență. Deci pe data de 25 a 5 a 99 s-a discutat în guvern o ordonanță de urgență privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal și îmbunătățirea realizării și colectării veniturilor statului.
În acea ordonanță la care, de care știa că s-a discutat domnul Mureșan potrivit notei domniei sale, se rămânea prevederea potrivit căreia tutunul din producție internă, deci cei care produc țigări cu tutun din producție internă, sunt scutiți de niște accize. Domnia asta însă a constatat cu stupoare că în 20 septembrie 99, când s-a tipărit în monitorul oficial... Deci cât timp a trecut? Păi, din mai până în septembrie. Așa, când s-a tipărit în monitorul oficial această ordonanță, a dispărut prevederea. Pentru care era dată ordonanța de urgență. Da, nu, și pentru care se bătuse domnia sa. Fără, spune într-o notă domnia sa către primul ministru, fără ca domnia sa să știe. Deci dacă ministrul agriculturii și alimentației, cum să zic, nici măcar el nu e înștiințat că i s-a schimbat ordonanța. El deci, ca inițiator și ca ministrul agriculturii. Da, era unul din inițiatori. Pe domeniul pentru care era dată ordonanța de urgență. Bun, vă mulțumesc. O să avem timp să dezbatem și alte exemple de acest fel. Dați-mi voie la final să prezint această carte apărută sub îngrijirea lui Ion Cristoiu și Mircea Suciu la editura Ion Cristoiu. Deci e vorba de cartea Mihai Beniuc sub patru dictaturi, o carte de memorie 1940-1995, nu? Sau 1975. Este o carte despre care vă rog să spuneți două cuvinte acum înainte de finalul emisiunii. Este o carte, un manuscris inedit al lui Beniuc, pe care l-am descoperit la văduva după moarte, sigur, acum, anul trecut, și care conține dezvăluiri senzaționale, de aceea se numește sub patru dictaturi, în legătură cu viața politică. Aș da un singur exemplu, era tânăr scriitor, s-a dus înaintea dictatului de la Viena, la București, să facă un apel către mari scriitori și marile personalități împotriva cedării Ardealului și mari scriitori, printre care se număra și Camil Petrescu, a spus să-și vadă de treabă pentru că până la urmă Germania va învinge. Sunt o serie întreagă de dezvăluiri, printre care faptul că Zaharia Stancu a fost agent al siguranței și că apoi a fost și al securității, sigur, preluat și alte și alte dezvăluiri. Iar cartea, într-o prefața mea și am adăugat și niște versuri de publicate de Mihai Beniuc până în 45, în care demonstrez că este unul dintre cei mai mari poeți naționaliști ai României și nu comuniști, cum s-a spus și cum se învață încă la școală. Vă mulțumesc tuturor pentru participare. Orașul râde și petrece, Hoeșten Chihot urlă strada, boierul dă un leu când trece, prin fața lui jucând parada, dansează ursul românesc. Țineți aproape!